Și cum ai putea trăi așa, nu știu? Adică cum să trăiești așa? Sănătos! Da. Să trăiești sănătos! Asta se confiscă? Și asta? Da, nu știți vorba aia cu... Ai gătit, mănânci, n-ai gătit, nu ți-e foame, știi? Tu ciocul mic. Ar trebui să-mi pui acatiste cât am primit înapoi în casă. Ai mai primit? Că doar ești deșteaptă, nu? Nu ești tu pe interes? Iar se ceartă ăștia. Aia, se ceartă. Pe ce? Ceva de împărțit? Am uitat că tu ești pe... Ăsta l-am spălat eu pentru mine. Incredibil, băi, eu am uitat că tu ești pe dramă, mă. Uite, ce orice aș face eu, nu e bine. Nu e bine. Păi nu e bine, nu e bine dacă te folosești de bărbatul tău ca să te dai bine pe lângă tatu. Băi, băi, ești... Nu poți, mă, nu poți că te roade, că nu poți, înțelegi? De-aia nu poți. Hai să vezi că o să râd eu când o să lase mustață degeaba ăsta al tău. Da? Tot banii lui ăsta cu colanțe. Hă? Ai zis ceva de... de colanți? Nu. Nu înseamnă de... că culorile astea de la... Uite ce roșu a prins și ce galben pal. Bună dimineața, suflete dragi. Spor la cafeluță cu aromă de divorț. Bun, deci gura mică și focus. Concentrați-vă la mine. Trebuie să schimbăm niște lucruri în casa asta, că așa nu mai merge. Dar ce vrea mami să spună e că trebuie să ne ajutați și voi un pic, că doar suntem o echipă, nu? Da! Nu prea! Eu îți bravo, frații tupeu! Adică doar când vă convine vouă, nu? Fiți atenți, eu nu mai vreau să aud din gura voastră cuvântul divorț. Mai ales când e tata pe aici. Divorțați! Nu, tata, cum să divorțăm? Astea sunt niște cuvinte spuse la supărare, dar eu cu mami, doar iubirea vieții mele, noi ne înțelegem foarte bine. Și care e oferta? Ce ne dați? Poftim? Ce să-ți dau, mă, băiatule? Tu ai nebunit? Cum adică? Mâncare, haine, te plouă, nu te plouă, ai un acoperiș deasupra capului? Și iubire necondiționată părintească, tata. Abureală. Hai cu lucrurile serioase. Ia o-ți vezi, corect. Ok, ok. Vreți să stea tati mai mult cu voi? Da, vreau să stăm cu tati! Exact. Deci o să vă educ eu cu lumea. Și eu vreau să ies afară din casă după 10. Ok. Și pizza la toate mesele. Și pizza la toate mesele. Ok, pizza în fiecare seară și tu ai voie să vii tata după 10 jumate. E bine așa? Da. Perfect, eu mi-au concediu o săptămână, eu nu vreau să vă cum transformați casa asta în cocină, ok? Ce faci, pleci? Ai vrea tu. De ce nu faci? Ce dezastru e casa asta! Unde-i mama? Da, exact, unde-i mama? Dana! Toate echipamentul meu murdar și mâine dimineață am antrenament! Da, tata, dar asta trebuia să fie treaba lui maică-ta, pentru că eu le-am spălat pe ale mele și i-am zis, te rog eu frumos, spală! Păi, eu știu că eu cu maică-ta am cam dat-o în bară luna asta. Dar uite, îți promit că mă revanșez față de tine, bine? Da, desigur, că vă tot timpul spuneți asta. Mă, ascultă-mă ce spun, mă, tati. Uite-te în ochii mei. Tu ajungi la meci mâine. Ai căzut, te-ai lovit, dar pac, te ridici și dai gol ca Hagi. Ca cine? Ca... Hagi, tu nu știi cine e Hagi? Nu. Bine, zi-mi unde s-a desplace ție de fotbal. Mbappé! Mbappé! Ca Mbappé! Bine? Wow, tu chiar știi să vorbești cu copii. Experiența, știi, am 3 bucăți. Mi se pare foarte important să recunoști când greșești. Recunoști copilul, știi, uite. Și tati e om, și tati greșește, și tati e prost uneori. Yeah! Zuza, hei, nu spune asta. Ba da, lasă să se exprime liber. Ei, tate, prost! Bă, nu auzi să nu spui asta? Lasă că te ajut eu cu echipamentul. Vrei să-l cureți, spune, nu? Da, te rog, sigur? Da. Am nevoie de sare de mare, foi de dafin, o gheară de cocoș și niște plante care să fie presate într-o carte. Ok, de ce? Mai întâi... Este foarte important să curățăm echipamentul energetic și abia apoi fizic. Ah, da! Dar că mi-am amintit că avem o mașină de spălat. Mă nebunie, dacă vezi cum spală asta la 60 de grade, toate petele le scoate. Știi, și chiar nu vreau să tai cocoșul. La ora asta chiar nu vreau să... Iartă-mă că te întreb, chiar sunt curios.
Adică hai că cu gheara știm ce facem. Dar ce facem cu coșul dacă ne rămâne cu coșul fără un picior? Ciorbicăle! Ciorbicăle, noi n-avem găini, nu te mai bucura. Tata! Da? Mi s-a cam luat de la atâta pizza. Nu mi-ai zis tu că numai asta vrei să mănânci? Și te-a scuze de mine? Păi ți-am zis să... Bună! Bună! Tata, cred că am crescut cam multă noapte! Oh, bărbate, iartă-mă, am uitat să dau gradele la mașina de spălat. Nu râde toți de mine de la școală! Tata, mi-e foame! Uite, propun să te ocupi tu de David și eu le pregătesc o prană sănătoasă. Monica, noi cea mai tare! Și nu numai. Ia, hai să o rezolvăm. Fii atent aici. Tu te duci, îți alegi ce tricou vrei tu de la tati de aici. Hai, fugi, fuga. Și tu mi-aduci un marker negru, dar mare. Marker mare negru. Exact. Hai! Gata și tricou, ați mâncat? Ha? Wow! Da, unde e hrana sănătoasă? Prana! Prana! Energie solară! Le-am pregătit copiilor un mic dejun paleo-vegan ca să-i încarc cu energie pentru toată ziua. Bun. Și asta de la gâtul lor ce sunt? Prin bulgarii sau prin oameni extraterestri? Asta atrag prana, care în combinație cu laptele de soia creează așa o simbioză ancestrală cu natura. E practic ce mâncau daci înainte să descopere vânatul. Vreau să vină mami cu vânatul. Mar de fața! Da, mami e cu vânatul și nu-i vânatul meu. Și fii atent aici. Și eu am probleme și nu comentez. Liniște, ascultăm de bunii. Poate vă încărcați de la soare. Așa, și acum cu mine, da? Energie solară...